Sfârșitul anului 1989 a venit cu o răsturnare de situație pentru toată Europa de Est. România avea să devină centrul țărilor foste socialiste prin cruzimea cu care s-a produs răsturnarea regimului Ceaușescu. Libertatea tindea să se apropie de valoarea supremă. La începutul anilor 90, drepturile și libertățile cetățenilor români aveau să cunoască cotele cele mai înalte. La pachet însă, cu acestea, au venit și neajunsurile democrației incipiente. Prost înțeleasă, libertatea din 89, aceasta s-a transformat imediat din libertate individuală în privare de libertate. Ne referim aici la toți factorii care au contribuit într-un fel sau altul la scăderea dramatică a natalității din România în ultimii 25 de ani. Dacă în 1989 se nășteau anual 314.746 de copii, două decenii mai târziu, numărul acestora a scăzut aproape la jumătate, iar evoluția, de la an la an, confirmă faptul că românii iau tot mai greu decizia de a face copii. Desigur, motivele care influențează hotărârea viitorilor părinți sunt nenumărate. Cele mai cunoscute sunt sărăcia, lipsa de informare, instabilitatea în cuplu. Datele Institutului Național de Statistică arată că în ianuarie 2014 s-au născut cu 1360 de copii, mai puțin decât în aceeași lună a anului 2013. Cifrele sunt îngrijorătoare în condițiile în care populația României scade cu 5.000 de persoane pe lună, iar numărul pensionarilor a ajuns în prezent la 5,4 milioane. Sociologii estimează că până în anul 2050 populația României va scădea la 16 milioane de persoane. În România se nasc 21 de copii pe oră.